G2A, jocuri și prețuri de belea! Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Am venit cu clasul ăsta și am o grămadă de erbicid rămas, 41%, da, e o grămadă de erbicid rămas și o să-l descarc aici jos și îl ținem aici pentru că nu am ce să fac. Aș vrea totuși să-l împing un picuț. Ia hai să-l împingem noi cu greutatea din față, o punem jos. Așa, tati, ia să vedem acum. Să o împing mai încolo un pic să nu mă lovesc de ea. De ea, adică de palet. La asta mă refer. Așa. Pe că se încoace și după aia pur și simplu încărcăm de aici, ceea ce nu o să fie greu. Bun, ce trebuie acum este un fertilizator ca să mergem după aia pe teren. Încă mai am terenul ăsta de fertilizat, nu? Ia stai un pic să vedem aici, să mă asigur că totul este în regulă. Da, bun, trebuie să mai fertilizăm acolo o dată, din păcate nu am dat pe tot terenul cu lime, am dat decât pe jumătate, dar asta este. Practic când mi-am dat seama, eu am crezut că am dat jumătate, am închis jocul și după aia pentru cealaltă jumătate nouă. Bă, dar să dăm cu sprayer-ul, mă? Aș vrea să dau cu sprayer-ul sau cu spreader-ul? Bă, dacă tot sunt aici, o să dau cu sprayer-ul. Aia, așa, îl folosim pe ăsta. Da, am dat cu lime, mi s-a terminat, practic, rezervorul de lime, după care am venit în bază și am închis jocul și după aia când am pornit din nou să joc altă dată, a doua oară, nu mi-am dat seama că eu acolo nu am terminat terenul și din cauza asta, da. Bun, aici nu ar trebui să stricăm cultura. În episodul de astăzi vreau să ne ocupăm un picuț de sfeclă, pentru că sfecla pare a fi făcută. Da, când mă dau jos, ia stai să vedem. Sugar beet, remove toți, fertilize 100%, perfect. Awesome. Bun. O să luăm un utilaj de sfeclă. Și ăstea, din câte știu, au un bunker destul de mare, așa că nu trebuie să descărcate pe parcurs, adică cum e cu sugarcane-ul. Nu trebuie neapărat să descărcăm atunci când, adică să mergem pe lângă combina, la asta mă refer și chestia asta o să-mi facă viața extraordinar de mult mai ușoară. Avem așa multifruit, sugarcane, regulă, potato, beat technology, aici trebuie să mergem pe la Ropa. Astea sunt cele de la Ropa. Și avem așa, B-Technology. Ok, hai să vedem care e diferența între ele, pentru că vreau o combină cu un bunker mare, pentru că vreau să o descarc foarte rar. Cam asta este ideea. Și probabil o să folosesc, vezi tu aici e un pic dificil, ce tip de remorci folosim. Cred că o să folosesc Kamazu cu remorcile sale, mi se pare cel mai indicat, pentru că îl am în primul rând, nu trebuie să mai închiriez și cred că suportă de ajuns de mult încât să fie practic. Să-mi trebuiască să fac 1000 de drumuri. Bun, aici fertilizăm. Perfect, am scăpat, știu sigur că terenul nou o să-mi ofere mie o producție astfel încât să fiu după aia pe plus. Aici trebuie să ducem, bun. Totul în regulă, coleșe, după aia trebuie să ne întoarcem aici să rezolvăm partea cu cafea. Bun, acum, până una alta, hai să rezolvăm situația asta. La Big Technology, deci avem așa, Panther 2. This machine can harvest indicative fruit type for a harvest, so it needs a suitable header. Toate au nevoie de header, asta nu e o problemă. This machine can collect sugar beets from the ground and tips them into a trailer. Gotcha. Deci ăsta... Oh, wow! Ok, ăsta nu are. Amazing. Deci ăsta și cred că nici ăsta nu au rezervor. Damn, son, ok. Ok, și Tigerul 6XL-ul are un rezervor de 43 de tone. Ok. Și mai avem Holmer. Deci avem de la Ropa și de la Holmer 45 de tone și 43 de tone. Evident că o să iau Holmerul cu 45 de tone, pentru că alea 2 tone contează. Dacă, și ăsta are 30 de tone. Ok, o să o închiriez pe asta, mă costă 25.000 închirierea. Well brand, nu cred că ne interesează de ce tip sunt roțile. Și trebuie să-i luăm și un header. Ăsta merge cu headerul HR12. Și mergem aici frumușel. Aici e beleaua. Stai așa să vedem pe unde găsim noi headere. Și multifruit, nu multifruit. Aici nu cred. Sugarcane. Fuck, nu găsesc. Unde e, mă? Cotton, potato, beet. Aici. Nu găseam. Și cred că ăsta este HR12. Bun. L-am și închiriat pe ăsta încă 5.000. Deci închirierea a ajuns undeva la un 30.000 și un pic hoț. Bun, asta este. Este un rău necesar pe care trebuie să-l facem dacă vrem să punem în producție ferma noastră de zahăr, ca să avem și noi Coca Cola. Practic zahăr ne mai trebuie pentru Coca Cola, în rest avem cam de toate. Ba nu, prin spate, pe aici, cred. Picilișa. Picilișa mergem. Mamă, ce-mi place direcția asta, fratele meu. Are direcție față-spate și are și două roți pe spate, deci ce vrei mai mult. Ilai toate! Op! Nu avem coliziune. Amuzant. Nu avem coliziune la garaj, dar avem la drăciuța aia de fier ruginiță. Bun. Hai să mergem. Chill de fac auto un picuț așa. Asta este un utilaj care, într-adevăr, îți ia un pic din FPS-uri în joc, pentru că este un utilaj extraordinar de complex construit ca și model. Dacă aveți 10 d-astea, FPS-ul vostru pe hartă se va înjumătăți categoric atunci când sunteți în preajma utilajului ăstuia. Deci, fără discuții, fără doar și poate. Acum o întreb oare dacă... Eu nu prea recoltez feclă și cartofi și sunt curios dacă îmi tai doar partea de sus sau pur și simplu îmi recoltează de tot acum. În fine, o să deschid și vedem aici la fața locului. De asemenea trebuie să aducem și Kamazu, just in case, doar în caz că să-l avem aici aproape. Vreau să avem setup-ul perfect. Bun, alte setări nu. Avem pipe out, care o să-mi trebuiască probabil nu acum, sau poate acum. Fuck it, hai să scoatem acum. Sau poate nu acum, stai un pic, că poate îmi curge degeaba. Ia să o închidem aici. A, nu știu de ce aveam impresia că am ajuns pe teren. Ok, aveam impresia că am ajuns, dar de fapt eu n-am ajuns. O, ce roșu puternic. Asta se datorează shaderului. Shaderul pe care îl folosesc pentru Farming Simulator 19 îmi mărește saturarea culorilor și îmi redă acea culoare care e pierdută prin atmosferă. Că acum aveți și noi o atmosferă aici în Farming Simulator 19, ce ziceți voi? Am zis că când vin norii, deja culorile sunt super desaturate. Ia domnule, să vedem dacă funcționează treaba asta aici. Ar fi genial. Bun, păi, cred că dacă o aranjez un pic mai din margine, am putea să-i dăm hașul. Yep, merge, se încarcă, amazing stuff. Nice! Ok, ok, bun. 3% se pare că se încarcă destul de încet, astfel încât îmi dă mie timp să mă mișc pe aici. Adică mă mișc cu Kamazu. Acum mă întreb oare dacă sfecla de zahăr va fi îndeajunsă. Asta sunt curios, dacă va fi îndeajuns de multă sfeclă de zahăr sau o să trebuiască să mai plantez și după. Asta nu știu. Vom vedea. Vom vedea. Bun, Kamazu cred că o să-l punem pe aici pe lângă, pe undeva. Deja am 40 de FPS-uri pe aici. Am foarte multe lucruri deocamdată. Așa, bun, am Kamazu pregătit. Următorul lucru în ordinea noastră de idei astăzi este acest clas. Îl pornim și sincer cred că o să trebuiască să... Da, bun, hai să mergem să luăm și remorca, să o aducem și pe aici. Clasul ăsta îl am aici pentru un setup de iarbă. Asta este ideea. Nu pot deocamdată să întorc iarba, ci trebuie să o strâng, ci trebuie neapărat să o întorc. Dar să vedem pe unde utilajul meu de întoarcere, că nu mai știu. A, l-am băgat. Ok, bun, doar că trebuie să le aduc pe toate, deci trebuie să aduc foarte multe. Xerionule, te-am pus la treabă, toti, astăzi ești pe val. 53 de km pe oră, viteză maximă, let's go, make some work. Haide pe cilișa. Ăsta este un teren pe care îl dețin, nu este un teren extraordinar de mare, dar este totuși un teren care o să ne dea niște iarbă. Momentan, fabrica de rație mixtă nu mai are fân. Deci, ai beleaua mea acum, înțelegi? Dar m-am asigurat că văcuțele mele au unde... A, bă, uite, am adus tether-ul aici. Vai, păi dați spune, mă, boss, așa, mă. M-am asigurat că văcuțele au acum mâncare pentru 7 zile, cred că o duc bines pe bines. Așa că niciun fel de stresuleț. Bun, acum să le selectăm pe rând. Ăsta îl punem jos, îl pornim. Ăsta îl punem jos, îl pornim. Și avem și morul pe față pe care îl voi pune și pe ăsta jos și îl voi porni. Și acum ar trebui să tăiem iarbă. în half access. Ok, înseamnă că un pic mai pe stânga. Ar trebui să avem iarbă și totodată să o și întoarcem pentru a se usca. Ok, bun. Se usucă practic instantaneu atunci când o întoarcem. Putem vedea în spate culoarea diferită. Very nice, very nice. Și după aia doar vin să o fac pe rânduri, ca după aia să o strâng. Deci e un proces un picuț mai anevoios decât aș fi crezut inițial. Bă, nu știu dacă am voie până mai încolo. Cred că așa ar fi ok. Aș putea să fac chestia asta și cu cold spray, doar că zona asta mi se pare un pic cam ciudățică. Am deja un setup foarte lung cu clasul ăsta și cu toate cele. Și mă gândeam că e mai ok așa dacă o fac pe manual. Aici nu știu, uite. Aici, de exemplu, am intrat cu cultivator. Nu, cu semănătoare. Nu, cu cultivator mi se pare că am intrat. Și terenul ăsta aparent e arabil. Dacă vă vine să credeți așa ceva. E incredibil. Așa că am stricat câteva porțiuni pe aici. Ăsta le-a stricat lucrătorul automat. Ăstea pe aici. No. Pe aici doar pictez niște iarbă și s-a rezolvat problema. Hai să o luăm colo așa. Bă, scoatem într-adevăr, uite, vezi, eu inițial am crezut că, chiar am menționat mai devreme, că terenul ăsta nu e chiar atât de mare de a scoate niște iarbă. Mă cam răzgândi un picuț așa, chiar e destul de mare. Da. Setup-ul ăsta funcționează foarte bine pentru mine, mai ales că pot să pun absolut orice tractor, atât timp cât, bineînțeles, am caii necesari să meargă aici. Îmi place să pun clasul pentru că are un verde de ăsta frumos și am impresia că la sortez cu împrejurimile. Și funcționește. Așa, hai să ne uităm un pic în stânga sus a ecranului, să vedem acolo la modul ăsta de inspector, să vedem la cât la sută este combina mea de recoltat sfeclă de zahăr. 71 aparent. Ok. Bun, sunt cu ochii pe ea. Când se face la 1,90 mă duc în Kamaz și mergem și o descărcăm, pentru că dacă mai ducem sfeclă de zahăr, și asta e super tare, la fabrica de zahăr am pus-o în funcțiune. Ar trebui să aibă tot, literalmente. Nu știu dacă are apă, dar dacă nu are apă îi mai duc niște apă. Dar eu parcă să zic că am pus niște apă acolo, parcă am pus eu apă pe peste tot. Oricum, sunt curios să vedem care este rezultatul fabricii de zahăr. Gen, ne dă paleți cu niște saci sau ne dă un sac mare de zahăr. În lume zahărul vine în mai multe feluri ambalat, așa că sunt tare curios să vedem care o fi rezultatul ăstuia. 90 vine acum. Pac, hai să mergem la 92%, să termin și eu pala asta aici. Așa, uite, 92% și am terminat pala asta. Perfectus, bun. Și acum, hai în Kamaz. Acolo se fertilizează. E că am făcut o porțiune destul de ok. Kamaz, boss, aici. Bun. Se pare că o să stricăm cultura. Sau nu. Nu știu pe care parte e. 37 FPS. Îmi moare. Îmi moare. Apropo, fabrica asta, dacă jucați cu ea, vă sugerez să nu o puneți în fermă, ci să o puneți mai la depărtare, pentru că o să vă ia din FPS o fabrica. Și fabrica chiar ia de FPS. Eu chiar mă gândesc serios să n-o schimba de acolo. Da, am avut dreptate, deci trebuie neapărat să shit. Ok. Intrăm în cultură și o stricăm un picuț pentru că nu am ce să fac altceva. Sper să facă 100% aici, să nu trebuiască să intru în cultură prea mult. 100%, perfect, bun. Și acum aș deschide. Bă, nici nu m-am interesat să văd dacă remorcile astea suportă sfeclă de zahăr, dar aparent suportă dacă se încarcă. Ok, cred că o să le umplem pe toate. Ok, hai și pe următoarea. Mamă, cât stric! Stric prea mult! Nu am preconizat chestia asta. Indiferent ce tractor aș fi folosit, aș fi stricat. Dacă aș fi avut un tractor cu roți subțiri, aș fi stricat și atunci. Pentru că, evident, remorca pe care aș fi folosit-o n-ar fi avut roți subțiri. Nu pot să cred. 7-16. Să vezi tu că intru și în ultima remorcă, a? Ba nu, 0%. Poți să dau oare în spate? Aș vrea să nu stric mai mult. Hai că cumva am reușit și n-am mai stricat chiar atât de mult. Mai stric aici un pic pala asta. Mamă, deci Kamazul ăsta și cu remorcile aferente trebuie neapărat să le spălăm. Sunt extraordinar de murdare și într-adevăr le-am folosit foarte, foarte mult. Dar acum vom merge la fabrică și spăl Kamazul când și-a făcut treaba. Dacă pune fabrica în funcțiune, îi dăm ca răsplată o spălare. Doamne, trebuie. Este necesar și trebuie. O de aici. Frumos. 3 remorci pline. Chiar e un setup frumos ăsta, chiar este un setup frumos, oarecum puțin dificil atunci când trebuie să dai cu spatele, pentru că e aproape imposibil să faci asta, dar în rest setup-ul cu Kamazu și cu remorcile e chiar frumos. Singura eroare pe care am văzut-o e una vizuală și care nu ne deranjează foarte mult, e asta cu remorcile. Că, uite, de exemplu, remorca asta este conectată la cealaltă din față, doar că e așa în aer, adică nu se vede conectată. Dacă vă uitați voi sub webcam-ul meu, vezi, dacă nu se vede în binarea aia acolo. Și, într-adevăr, chestia asta e un pic ciudățică, dar, da, este un preț mic de dat pentru prețul și mai mic al setup-ului. Și tot te bage la zahăruțus. Merem la zahăruțus. Bă, oare am pus apă? Acum nu mai amintesc. Nu mai amintesc dacă am pus apă aici. Ok, tot pe aici venim. Sugar Factory, baby. Sugar Factory. Oh, aici trebuie neapărat să deschid porțile din față. Bun, până se descarcă, deschidem noi porțile din față. Bun. Remorca a doua, o descărcăm și pe asta. Remorca a treia. Ia să vedem. Sfeclă de zahăr. Bagă! Bagă 50 și cât era? 55 de tone? Parcă așa, nu? Sau mă înșel eu? Nu mai țin minte exact cât a avut, dar parcă se zică 55 sau 45. Una din două. Cred că 45 mai degrabă. Alrighty. Bun, până descarcă o lua, hai să vedem dacă avem apă. Sau nu ne trebuie sugar cane și sugar beet și ne dă sugar. Oh, nici nu ne trebuie apă, mă, aici. Nu știu ce aveam impresia că trebuie apă pe aici. Că am văzut rezervorul ăsta și aveam impresia că trebuie apă, dar nu. Cred că e un compresor sau ceva. North Falling Cool Gas. Ok, nu știu la ce trebuie asta. În regulă. Very nice, very nice. Și aici facem... Uite, bă, că a început fabrica să meargă, aici nebun. Vai, ce tare! Ce tare! Stai așa, că aveam aici. Global Company Control și G. Bun. Și avem aici sugar. Ce magnific! Avem așa. Sugar beet, sugar cane și ne dă sugar cole așa. Păi, aș putea să dau timpul pe rapid, dar nu știu dacă merge din meniu. Nu cred că merge din meniu. Asta e un pic, hai să dăm timpul un pic pe 120. Oh, și să vedem sugar-ul. Oh my god, cum se face de repede. What the fuck? Ok, păi și celălalt 4, bam, bum, 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 bum. Wow. Ok. Vai, ce tare. În regulă, în regulă. Păi știi ce? O să las așa timpul pe rapid. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic. Să-l facem. Avem HS-ul 1 joc. Bun, păi stai așa că le facem fain. Și pun și fabrica de Coca-Cola în funcțiune. Oh, mi se pare genial. Așa, luăm Masi Fergusonello. Pornește tu. Și să scăpăm un picuț de astea. Bun, am scăpat de alea. Hai să mergem să luăm sugar-ul. Hop, chill the fuck out, chill the fuck out. Și punem niște zahar colea. Și ducem. Bă, cred că e de ajuns, că oricum nu pot să iau mai multe. O să dau timpul pe real. Și acum hai să încadrăm asta frumos el. Bun. Ce tare, oh my god, e la 70% fabrica, auzi. Combina de sfeclă. Vai, cât de tare avem zahăr, boșilor, avem zahăr. Ce tare. Very nice. Coca Cola, Coca Cola, here I come. Trebuia să-mi fi început eu din partea cealaltă. Bă, dacă cum se aude, zici că e un malaxor de ăla și știi, poate chiar malaxorie. Cine știe? Who knows, man, who knows. Hai, încă una acolo și pe aia mai iau și una în furcă. Partea nasoală e că se umple destul de repede. Și da, mă plâng un pic de chestia asta, pentru că o să trebuiască să descărcăm zona asta like des. E super fain la sera de cafea, pentru că acolo trebuie să alegi tu când vrei să descarci. El îți încarcă acolo cafea și tu alegi, hei, dă-mi 20 de paleți de cafea, știi? Și îmi place aspectul ăsta, e super fain, pentru că atunci sunt pregătit să încarc paleții aia. Problema e că aici mi dă fără să-i cer eu. Bun, hai să mergem să cuplăm și mergem direct la fabrica de Coca Cola. Nu cred că am mai uitat nimic, cred că doar astea mai sunt de făcut. Așteptăm un pic până se ridică bușteanul. Așa, tati. Bun, chingile. Foarte frumos funcționează remorca asta cu chingile. Într-adevăr, ia cam orice palet. Și le-am testat un picuț, după cum bine vedeți că au căzut astea de Coca-Cola pe aici și a funcționat, a mers. O mers, man, o mers. Trebuie să le iau și peste de aici să le împing. Om pe coț. Ce mă enervează la Moasii Fergusonelul ăsta la schidstier e că nu e atât de rapid. Bă, am aici a trebuit să ușurăm noi intrarea asta. E pământul prea ridicat și ar trebui să-l teșim un pic. S-a umplut... S-a umplut. Sugar? Oh, da! Oh my god! Păi stai sugar. Ha. De ce nu-mi ia sugar-ul? Stai un pic. O fi full. Sugar 1%. De ce oare nu-mi ia sugar-ul? Să-l pun în altă parte? Nu, aici îmi dă paleții de Coca-Cola. Aici avem apa. Ok, funcționează ciudat. De ce nu-mi ia zahărul ăsta? În fine, ia să mergem să-l împicem un pic. Ok, trebuie cumva... În regulă, trebuie cumva dați așa. Peste cap. Și acum avem 3 tone de zahăr. Na. Aoleu, păi nasol, așa un bobit, să stai un pic, aha. Ba nu, uite aici am... What the fuck, aici mi-a dispărut, dacă l-am avut pe jos, nu. The hell, dude? Ok. Asta e o situație ciudată, cel puțin. Bun, returnăm aici la zahăr. Și până nu uit eu, o să... Știi ce, hai să oprim motorul aici, că... După aia consumă benzină. Hai să mergem să facem landscape-ul ăsta. Rapid, rapid. Că după aia uit de el și mă căiesc. Bun, avem prima dată aici. Avem sculpting. Dăm așa pe la jumate. Avem primul de Coca-Cola. Așa, aici am făcut. Hai să vedem dacă merge și aici. Bun, și acum ar trebui să nu mai fie atât de abruptă trecerea asta. Sper. Să vedem dacă și funcționează. Up. Ok. Și aici e, să vedem. Mai finisată un pic. Da, acum mi-a rămas o dungă de asta. Cred că ar trebui să o ridic un pic. Vedem dacă ne afectează prea mult. Deci astea sunt primii paleți cu Coca-Cola. Ce tare! Și dacă dau timpul pe rapid, ia să vedem. Ok, ok, ok. Paleții se pun destul de repede și aici. Nice. Avem Coca-Cola, boys! Avem Coca-Cola! Păi da, o să ne trebuiască o platformă destul de mare pentru a transporta toată Coca-Cola asta. Ia să vedem ce platformă putem să luăm aici. Una mare. Neapărat una mare. Tot la B-Technology dacă e. Avem una aici. Pallets and bales which can strap down to safety. Și fligelul ăsta e bun. Da, fligelul ăsta e bun, dar e lung. Da, e lung, e lung. Very nice, very nice. Și mai avem aici la trailers ceva. Mă, din câte știu avem pe aici. Asta e un pic. Le avem peste de la IT Runner. Și le avem pastea. Pastea le știam eu. 25. Uite-o, mă înceacă. Cargo Line. Prisce. Asta are autoload, oare? This can hold 32 de paleți. Wow. Wow. Mult. Dar nu știu dacă să-l iau. Configurațion, autoload. Autoload. Autoload! Are autoload! Vai, ce tare, street wheels. Ok, fuck it. Dacă are autoload, it's the best. Ok, și ne trebuie practic un... ok, bine, pe ăsta îl cumpăr, 35.000, îl cumpărăm și vedem cum e. E un fligel cu care nu am mai jucat până acum. Dar hei, avem Coca Cola. Trebuie să dăm timpul pe normal, că este ora 5:44. Holy shit, este mult prea târziu. Ne vedem data viitoare când cărăm Coca Cola la vânzare și vedem și cât ne-a dat. Este prima dată când vând Coca Cola. Să vedem, mamă, sunt super curios. Până atunci, v-am salutat.